long, a la 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 long, 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 long. Come on. We'll be right back.
găsit! Bine că am venit în sfârșit. Poate nu știți, dar este pentru prima dată când cântăm în fața voastră. Sper să fiți niște gazde bestiale, așa cum v-am văzut că puțin în spatele scenei mai devreme la Antonia. Noi vă promitem un singur lucru. Încercăm să facem unul dintre cele mai bune concerte pe care l-ați văzut aici, în Brezoi. Noi suntem Vank! Bună seara! Și într-un cap și e panică, o bananică, vrugolanic cu atitudine balcanică. Ce A-V-R-O-N și-a luat placul. Știi că da pe aia cu începe s-o defragă. Dă 10 puncte de alea mari și volumul la maxi să-i acopere pe lăutari. Yeah. Și dăm și două de alea bune, să urcim pe cine hateri să facă spume. Nivelul 1, 2, 3, două tare tare care fanul lui Andrei. Că ești în casă, în club sau pe frecvență, omul născut e apelul de urgență. Nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea da din numeri și din picioare, își dau o tătare. Că ne place o tântare, noi în culoare. Facem totul natură, facem gheață de la mare. Noi o tântare, noi în culoare. Facem totul natură. This is how we do. Nu mai tu ne-ai dat lumea pe
spate și să aprindem artificii de tavan. Eu sunt tot ce tu n-ai. Dacă aprindem artificii pe I'm
Prim, mulțumim foarte mult celor care, în primul rând, care stați încă, chiar dacă o să plouă sau vă plouă sau nu vă plouă, aveți umbrele, aveți umbrele, mulțumim foarte mult că faceți ca acest concert să se întâmple. Și vouă de acolo, din laterale, că aveți răbdare. Avem un joc pentru voi. Este un joc pe care îl facem în absolut toată țara, peste tot unde mergem. Avem aici niște baloane inscripționate cu numele trupei noastre. Jocul pentru cine știe cumva piesele trupei Vanc. Jocul se numește Scapă-mă de ea. Și are o singură regulă pe care o să aplicăm și în fața voastră, așa cum a aplicat-o în orice alt oraș din țară. Anume, o să dau aceste mingi în public. Regula este, atât timp cât durează această piesă, nu păstrați mingea, dați-o mai departe, pentru că altfel, Brezoi, cine o păstrează, e cel mai mare fraier! N-am scăpat, te vreau din cap până în picioare. Și tot n-am să înțeleg de ce n-am luat. Mă zic să te ascund de mie, să mă împar, să mă faci bine. Și bine să fii n-amdoi. Într-o spațiu foarte nervos. Aici am simțit
Absolut orice, să trecem peste toate problemele, peste... Avem puterea să spunem, mâine o să treacă și mai ales să spunem așa și... Dar asta doar împreună, pentru că și noi la fel ca și voi avem aceleași probleme, aceleași dezamăgiri, aceleași tristeți, aceleași necazuri, dar și aceeași putere și aceeași bucurie să așteptăm ziua de mâine. Așa că... Așa și dacă plouă sau mai plouă, începând cu cei din primul rând aici din față, până la ultima terasă de acolo, din stânga mea până în dreapta mea acolo, la mașinuțe, de la cei mai micuți până la cei mai în vârstă, de la cei mai călăcioși aici din fața mea, până la cei mai tăcuți, de la cei mai treci până la cei mai beți, exact. Cea mai frumoasă fată, deci până la cel mai urât băiat, nu contează, cântăm împreună! Așa și ce dacă... Pentru... O să stau la rând și o să stau și ție. În fața noastră o să vă spun acum cine sunt cei patru noi prieteni pe care mi-ați făcut în această seară, pentru că o să ne mai revedem, promit că o să facem acest lucru. Așa că, așa cum am simțit aici, foarte mișto și foarte puternici, să vă audă și cel din spatele meu de la tobe, Nicu Sârghe. Cei mai bucuroși oameni din seara asta, pentru că Toma și-a luat această chitară nouă, este pentru prima dată când cântă în fața unui public la acest, la acea chitară. Cum a strigat acum, de patru ori mai tare pentru Bogdan Crucianu!
mai devreme, dar a fost așa doar de încălzire. Un om cu un brat, un om preaz, unul pentru voi, pentru cei din Brezoi de aici. Doamnelor, domnișoarelor, cuștoaicelor, fetelor, la chitară, Gabriel! Dacă mai aveți voce, dacă mai aveți palme, mai dați-mi-le mie, eu sunt Conan Ilie! Brezoi, asta a fost ceva așa și așa. Bună seara, Brezoi! Foarte mult lume care a făcut fotografii, care a filmat. Să știți că și noi am făcut acest lucru și o să ne întâlnim și pe pagina noastră pe Facebook, pe Tupa Funk. Acolo tocmai o să vă spun despre următorul cântec pe care urmează să lansăm dintr-un concert cel mai mare al nostru de până acum și mai ales despre voi, despre cum am fost aici și despre părerile voastre, despre cum am fost noi aici în fața voastră. Așadar, ăștia am fost noi, dar nu o să plecăm niciodată din fața voastră până nu o să vă spunem trei cuvinte cel mai importante de la finalul oricărui concert funk la care o să mergeți vreodată. Așadar, puțină liniște. Puțină liniște, puțin. Asta nu-i liniște. Puțin, puțin, puțin. 5 secunde vă rog de liniște. După care... Băi, stai mă așa. Pare mai slab aici, nu? Nu pleacă nimeni! Funk! Mulțumim, Brezoi, v-am cupat!